Mic, da. Astăzi trece pe la noi Alesia, alături de soțul ei și de băiețelul Alvin. Te ne-ai adus nouă? Bună, bună! Te salut! Bună! Vă pup de aici! Salut, bine ați venit! Ce ești? Stai așa să vă ce ești! Oh, mamă, gata, asta a terminat. M-ai pierdut, mi-ai dat asta, m-ai pierdut. Na, stai să... E pentru Florin, nu e pentru copil. Iubire! Ha. Hai să ne mai ușurăm munca, te rog, dă la Diana. Hai, dă milionuți, mie că eu mă descurc cu băieții, am crescut unul mai... Hai de Diana. Ade la Diana. Ai grijă la păr. Ade, cum să nu, uite aici, opa. Bună, Diana. Bună, Diana. Hai, măi, Florin. Uite, ți-a furat jucăria, Ia zi. Doamne, eu sunt Alvin, ce să-ți spun, că nu pot să pun foarte multe, că am câte luni, 7, nu? 7, ieri am plinit 7 luni. Multe înainte. Mulțumim, la fel. Eu nu ți-e topit, stai în gardă, așa, stai liniștit. E pe mâini bune. Așa e el, grijuliu, tot timpul. S-a terminat siesta de dimineață? A agitat foarte tare. Am mâncat, nu-i nimica. Am mâncat de dimineață fructul și lăpticul și trebuie să mănânce la 12:30. În schimb, noi venind încoace, n-a dormit decât un sfert de oră și de aia așa agitat. Nu-i nimica, mă pricep și la culcat bebeluși, deci nu e nicio problemă. Dacă e ceva, ți-l adorm eu. Vrea să vadă ceva aici, mami, e foarte curios. Ce e acolo? Cum este viața în trei, iată? Frumoasă. După aglomerată. Care doarme mai puțin dintre voi doi? Păi nu știu care doarme mai puțin dintre noi. Ea doarme mai puțin. Dar tu ești sacrificat. Nu știu, dar ea doarme mai puțin. Păi și eu pierd timpul, na. Și el doarme cu când noi. Când se trezește Alvin, mă trezește și eu automat, că dacă doarme între noi doi. Când mă trezesc să-i fac laptele noaptea, Ionuț stă cu el. Da. Da, și... Deci practic te ajută, primești foarte ajutor. Foarte mult. Mă ajută foarte mult și când sunt plecată, el stă cu el mai mult, dacă nu-l duc la mama. Sau la socrii mei, stă el. Vine și stă cu el. Oh, ne-am scos un popor. Ce bai? Să-i scoți pe amândoi că... Hai să scoatem papuci. Hai mă să scoate și ți-o lăpei, că ne-a îmbrăcat mama prea tare pentru vara. Ce faci, mă, Diana? L-a îmbrăcat mami liniștit. L-a îmbrăcat frumos, dar e mai bine pentru el cu degetele pe afară. Da, e foarte jucăuș și foarte energic. Nu are stare deloc. De-aia arăt așa ca un biscuit. Dar mai alăptez? Mai alăptez? Nu, de la 3 săptămâni nu mai alăptez, pentru că el este un mâncăcios și a fost de mic și n-avea răbdare, efectiv, dacă la biberon curgea mai repede. Da, în general copiii nu au răbdare să... Și în afară de asta eram extenuată. În acele 3 ore nu știam ce să fac mai întâi, să mănânc, să fac, știi foarte bine, să mănânc, să fac duș, să colectez lapte, pentru că dacă nu stătea să la sân, îi pregăteam eu cu ustensilele, no. Practic, pompe și alte pompe și așa mai departe. De și îți dai seama să dau la pompă o oră pentru o masă. Păi de ce că s-au inventat unele electrice? Electrică aveam cu masaj, cu stimulare, cu tot ce vrei. Ce îți place, Florin? Florin, care există niște pompe care imită subtul copilului. Da? Da, exact de-aia m-a găsit Ionuț, mi-a luat de când eram în spital. Dar, din păcate, nu am avut foarte mult sân și nu am reușit să-i dau. Aș fi vrut să-i dau măcar până la 7. Cine schimbă scutece? Amândoi. Amândoi. Că tot ea. De ce tu nu schimbi? Mai rar. Mamă, dacă vă spun... treaba 1. Numărul 1. Eu știi ce vreau? Uite că alea sunt imagini de la botez, nu? Da, da, da. Cum a fost la botez? Am auzit că a fost o petrecere cu fast. A fost foarte frumos, am fost emoționați. M-am ocupat în detaliu de organizarea botezului, așa că am fost foarte stresată și cu o seară înainte am plâns. Și... Ai plâns? Da. De ce? Ți-a fost teamă de ceva? Mi se părea că nu-mi iese 100% cum doresc eu, dar chiar 100% a ieșit cum mi-am dorit. 100%. A fost petrecere cu tematica Alvin și Veverițele. De la candy bar până la tort, totul a fost cu Alvin și Veverițele, inclusiv cutia de bani a fost cu Alvin mare, așa, dacă pentru cei care știu desenele Alvin cu Veverițele, trebuie să vă uitați să vedeți că Alvin seamănă leit cu Alvin din Alvin și Veverițele. O să vi-l arăt acum pe telefon. Hai că a devenit ușor. Înainte să nasc facem schimb. Nu, ok, că le mai gândim pe aici prin degețe. Înainte să nasc m-am gândit la numele ăsta cu vreo 2 luni înainte și
întâmplare a făcut să semene atât de mult Alvin cu uite. Ia mă că m-ai făcut curios. Printre altele Alesia. Nu cred. Nu cred. Stați să vi-l arăt, stați să vi-l arăt. Ți-a dat cineva mesaj, nu pot să zic cine, dar în fine. Dă-l și pe ăsta mic, lângă să vedem. Unde, 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 cine mi-arată? Uitați-vă cum, cât de apropiat sunt. Seamănă, nu? Uite aici. Nu cred așa. Uite. Ia. Foarte tare, da. Semeni? Tu ești, te uiți în oglindă aici, te uiți în oglindă. Șep, o, nu te încruntă așa la el, că seamănă cu tine. Suflete! O, șepcuță, de asta-ți mai trebuie. Dacă el telefonul, cum... Da, bineînțeles. Cum, ce ales la botez? La moț, la turta, o, Florine. Mai e până acolo, nu? Moțul ăla câte? La un an? La un an, da, pe 29 decembrie o să-i tăiem din moț împreună cu nașii noștri, Marius și Georgiana Chină. Pe care îi salutăm și pupăm și le mulțumim pentru tot, că ne sunt alături și sunt o familie exemplu pentru noi. Au doi copilași pe care Georgiana îi crește singurică și pentru mine este o mamă eroină. Dar și tu ești o mamă eroină, pentru că, uite, poate nici Florin nu știe sau poate prietenii noștri și-ar fi bine. Gata! Nu ne supărăm așa! Uite, mergi la tati, mamă. Uite, mergi la tati și gata, toate bune și frumoase. Aș vrea să le spunem prietenilor noștri că tu ești foarte curajoasă și ai adoptat o fetiță. Fetița acum ceva vreme. Acum 16 ani. 16 ani și de atunci, o crești, practic, nu? Părinții mei acum. Părinții tăi se ocupă de creșterea ei. Cât am stat și eu acasă, m-am ocupat foarte de aproape de creșterea ei, dar acum mama, tata e acolo cu părinții mei. E la muncă, acum ea muncește. Are 17 ani mulți și jumătate. Bravo ție! Și... este, cred că, a doua vară în care muncește, pentru că noi suntem crescute pe alte principii. Solide. Destul de solide și la 17 ani nu am acceptat ca ea să nu muncească. Bravo, foarte bine și felicitări ție pentru gest. Nu o facem din dorința de a nu ajuta noi financiar, ci din dorința de a o responsabiliza și a avea contact cu tot felul de oameni și a învăța, a avea multe experiențe de viață care să o ajute pe viitor. O familie frumoasă! Alesia, Ionut și Alvin au fost astăzi la prietenii de la 11. Vă mulțumim că ați venit! Mulțumim și noi, suntem transpirați! Am văzut! Sincer! Hai, puiți, și am nevoie de o pauză.